Spania este una dintre țările care cu siguranță va avea nevoie și anul acesta de import de cereale, întrucât toată țara este sub alertă de vreme caniculară. Autoritățile sunt în alertă, iar situația este critică, mai ales că suntem în ultima lună de primăvară abia. Ce va fi la vară, ne întrebăm. În Spania, condițiile din sol sunt similare cu cele din deșert, notează experții. Pe adâncimea de până la 40 de centimetri de sol, nu există niciun pic de umiditate, iar pe profilul de sol până la un metru, umiditatea este de doar 1%. Practic, o treime din Spania este clasificată la capitolul alertă maximă, iar rezervele de apă se situează la 50% din capacitate. Our estimation right now is that we are going to lose 50% of the cereal. 50% is lost. But also, if the conditions are not good in the next 2 weeks, the situation will be around between 70 to 80% we will lose. It means that Spain normally produces between 20 to 22 million tons, and this year we could produce only 8 tons. Spain needs 35 million tons. So it means we need to import very much compared with a normal year. You have to know, Andrea, that last week we had our record in April in temperature was 32 degrees. Yesterday the minimum in my farm was 25 degrees in the night, the minimum. So it's something that we have never lived before. În Andalusia, principala regiune de producție agricolă, situația este de departe cea mai gravă, în timp ce bazinul Guadalquivir a ajuns la o treime din rezerva de apă. Interdicția de a uda culturile din ferme este aproape totală în unele cazuri. Spania este cel mai mare producător de ulei de măsline și unul dintre importanții producători de legume și fructe. Cel mai valoros produs importat intracomunitar din Spania de către România este carne de porc. Anul trecut am importat carne de porc din Spania, valoare de aproape 300 de milioane de euro, potrivit INSE.